Suntem în direct și ar vrea să o spun așa că în urmă cu doar câteva minute Ana Maria Prodan a oferit un mega interviu în care spune tot adevărul despre cum, dar mai ales când a început relația cu noul iubit, dar totodată și despre căsătorie. Așadar, voi dezbate subiectele de astăzi cu invitatele mele, Alina Petre, bine ai venit și felicitări bine pentru căsătorie! Bine te-am regăsit, Madalina, mulțumesc, mulțumesc! Adriana Petrescu, mă bucur că ești alături de noi, bine ai venit! Și felicitări pentru căsătorie! Haideți acum să vă ascultăm și ce spune Ana Maria Prodan despre relație, dar și despre căsătorie. Am fost cu un grup de prieteni în restaurantul și din momentul ăla am rămas împreună. A fost primul moment în care v-ați cunoscut și de atunci? Da. Așa, direct, pentru că eu cred Putem spune că e vorba despre dragoste la prima vedere? Cred că... Poate o dragoste matură. E o dragoste matură. E altceva. Suntem doi oameni maturi, doi oameni care au trecut prin viață, care știu ce își doresc, știu ce vor în momentul ăsta, care trăiesc fiecare moment așa cum vine el frumos. Ai reușit câteva luni bune să-l ții departe de ochii presei, să-l ții ascuns, presupun că n-a fost deloc ușor. Cred că dacă îți dorești foarte tare, este natural și este ușor. Sunt o femeie liberă care vorbește despre o relație pe care o are în momentul ăsta, de care se bucură secundă de secundă și atât. Exact cum am spus, după furtună iese soarele întotdeauna și iese mult mai frumos și mai strălucitor. Eu viața așa cum vine, nu-mi fac planuri cum văd în toate ziarele, mâine fac nuntă, poimine fac nuntă. Dar v-ați mutat împreună? Pentru că chiar astăzi citeam despre acest lucru. Oamenii t-au văzut ieșind din hotelul pe care iubitul tău îl deține și spuneau că te-ai mutat împreună cu el la hotel. Nu, eu am copii și cumva noi acum avem responsabilități foarte mari. Eu nu pot să-mi părăsesc copiii și n-am să fac asta niciodată. Eu trăiesc pentru copiii mei. Și întotdeauna, nu știu dacă este bine sau rău, m-am pus cumva pe locul 2. Am învățat cumva, cel puțin până trece toată nebunia asta, să nu fac planuri, să nu spun mâine am de făcut asta, asta și asta, pentru că eu am făcut de două ori în viața mea planuri și nu s-a terminat cum a trebuit. Și atunci spun așa cum ar spune orice duh. Probabil 10% adevărat din tot ceea ce se scrie. Să ne imaginăm că lucrurile ar merge bine. Ar mai avea Ana Maria Prodan să se curaj și să se căsătorească legal? Da, dar bineînțeles. Dar eu cred foarte tare noțiunea de familie, noțiunea de căsătorie. Eu cred foarte tare în chestiile astea și așa am să mor și nu am să schimb absolut nimic în mentalitatea mea.
Familia este celula de bază a societății. Oamenii sunt făcuți să stea împreună, sunt făcuți să construiască împreună și atunci când se găsesc este frumos să facă un pas, zic eu.